G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Salut! Mama ta de guster. Major bruising. Ce este? Dar n-am de, de, niciunele, a? A să-mi fac un ceiuț. Mă, eu sper că moare în chinuri. Ia uite-l cum fuge, cum aleargă pe acolo pe sus. Mama ta de guster. Bun, hai să vedem. Ok. Da, deci ce n ni s-a dus cuțitul ăla și acum trebuie cu ca să ne chinuim. Întrebarea mea e mai cu... Nu, no, nu aici. Uh... Alergi, mă, alergi? Mori, chinuri. Deci cât era, mă? 59%? Toporici? 55%? Numai după atacul ăla, 55%. Fucking Christ. Deci am nevoie de un, de de asta de vânătoare neapărat. Nu am idee cum aș putea să fac rost de el. aș putea să mă interesez, să vedem ce zice internetul. Presupun că putem găsi... Ui, încă un lup acolo. Ăsta nu mai alergă, ăsta e de pe aici. Ăsta știe zona. Pe harta aici, vis-a-vis -vis de... Nu pare să fiu... A, dar nu ne mai arată zonele de vânătoare. Da, n E ok, e regulă. Bă, presupun că la stânga face drumul. Da, așa s-ar părea. Și cred că acolo e tunelul de care ni s-a spus. Despre care ni s-a spus. Da, 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 da. Mm -hmm. Say something. Foarte multe pietricele. Dacă ar fi și iepuri. Nu că m-ar interesa să Tau cu pietrele după iepurii vieții, dar mă rog, zic și eu, pene, o pene de corb, perfect, perfect, perfect. My friend, ești ok? Cred că este ok. Pare să fie un... Uh, asta de, închi um, închisoare. Mă, aici o servietă. Hai să o citim. Da, manifest de transport al închisorii. Următorii pușcheriași sunt aleși pentru transport imediat către nu știu ce penitenciar. Trebuie să ajungem în noiembrie, joia. White, nu știu ce vrăjel, vrăjel, 12 pușcăriași nu au nicio boală. Ok. Deci să înțeleg că autobuzul ăsta a fost cu pușcăriași care va să zică. Opa.

Dă-mi aici să mănânc painkillers. Nu să-mi dai? E ok, în regulă, te cred. Care era mă ăsta? Take. Să scăpăm de chestia asta, că așa mă vagă impresie cum că o să-mi nenorocească sănătatea. Dacă nu am grijă de... Bun, și putem să intrăm, putem să accesăm, putem să ne uităm pe aici. Deci să înțeleg că cumva a fost un cutremur sau o avalanșă mai degrabă o avalanșă, a prins autobuzul, 12 inși. Unul se pare că n-a scăpat, 11 inși. Așa, și ea probabil că s-a dus să... să salveze pe cineva, poate că unul din cei 11 inși rămași era cineva important. S-a dus acolo, ei au venit cu ea, s-au certat, nu știu ce, au trecut prin oraș. N-am, nu, nu, n-aș putea să vă, să vă zic ce, ce o să fi întâmplat pe aici. Nu trebuie și un vedea de Da, deja nu mai... Tu hai alergă înapoi înspre... Înspre coana mare să vedem cine mai zice. Ai să-mi trag palme, sunt trei lupi, mă! Tu te cu capul trei lupi! This is not good. Nu e bine. Și nu e bine pe lângă faptul că, mă rog, noi suntem bine cu sănătatea, nu zic nu. Dar ni se duce durabilitatea de la topor în pana mea. Deci mai mult mi-e milă de topor decât de, de, viața mea în momentul de față. Trebuie să mai luăm pe aici niște bețe un picuț. Bagă la tata, ia bețe. Ia, ia bețe. Dacă tot tai oamenii ăștia pe aici au tăiat o grămadă de copăcei. Deci, practic, să înțeleg că toată șmecheria cu, cu, toporul și cu piatra de ascuțit e ca să-ți dea... Adică nu poți să folosești piatra aia de ascuțit practic la infinit și să doar să te chinui un pic să, să ascuți în permanență. E pur și simplu cum ar veni să-ți dubleze durabilitatea toporului. Că de altceva mai interesant nu, nu are cu ce să te ajute. Hai să ne ducem corbi Ca mă gândesc că virulă corbii aia sunt. A, ah, gata, mi s-a dus toată energia. Salut, iepure. Nu stau după tine când scade temperatura. Sper din tot sufletul că corbii aia sunt deasupra cadavrului lupului. Uite! Uite ciupercile! Rei și mai jumne. atât de frig încât mă încălzesc, da, 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 sigur, cum zici tu? Bun, deci am găsit și niște în astea, nu mai știu pentru ce erau bune. Dar tot la fel ca și măcesele, te ajutau cu ceva. A uite-mă, gata, m-am văzut acolo, cargă. dar nu, nu, mă bag încă că e frigul, frigul, frigul e nasol. Avem aici niște papură. Ok, deci să ținem minte când ne întoarcem. Să încercăm să venim pe aici, prin spate. U, uh, salut! Come on. Bravo! Mă pot gândi doar la mâncare. Ei, hey, eu aș putea să spun și încă alte câteva chestii la care putea să te gândești. De ce mai avem un cadavru? Iarăși trei ciori acolo sus. Aici de la ce e cadavru ăsta? Fac un alt lup. Fi, ok. Hai să o colim prin partea asta. Eu mă gândeam că e... sunt aici la cadavrul ăsta, de la lupul ăsta, dar nu. Am mai văzut acolo niște ciuperci de la roșii. Să ajungem și acolo la un moment dat. Băi, păcătosule, băi. Mărlanule. Mă, da, mai că am găsit ce s-a întâmplat acolo cu... O zi cu tunelul. Ia uite, iar mâna aia în aer. A fost acolo cum ai zis Și prietena ta Nici o semn de ea Tunelul e blocat Poate o avalanșă Dar cred că a trecut înainte să se întâmple asta Dacă tunelul este blocat Asta este sfârșitul pentru coana mare Deci tunelul este singura cale Peste munte, prin munte Nu, nu este singura cale dar este singura cale pentru mine. Am înțeles. Panamare este obosită acum. Las-o să se odinească un pic. Pana mare are și mai multă încredere în tine. Este mai mult de 375, nu, sunt la maximum. Deci, oh my god, dă-mi vreau. Dă-mi poți să Dă-mi bă și mie, bă Apa fără băltie, asta a trebuie să-l încălzim un pic uh, bun, păi atunci hai să ne uităm un pic Zice să mai vorbim cu ea după ce o lăsăm un pic să se relaxeze sau mai știu eu ce Ok, deci trebuie să ne facem un pic de, de lucru pe aici pe lângă 11%, 44%, 36% Ok, și cuțitul nostru, vai de mama noastră, că ni s-a dus și ăsta. Ok, păi, suntem foarte grei, deci eu zic că ar trebui un pic să ne ducem în partea cealaltă la Western Union și să vedem cu ce se mănâncă acolo toată treaba. Poate, poate reușim să ne facem un pic inventarul, dar până un alta, cred că putem noi să vedem de pe aici, dacă 95, 99... E vreo una din astea mai de capul ei nu e mă niciuna. Hai de mama noastră. E 28, 31. Ok, hai să vedem. Uh... Stai, în primul și în primul rând. Cum stăm cu mâncarea? Stăm destul de bine. Teoretic. Tomito sub rece. 300. Aha. Și astea care mi-arată că sunt reci, teoretic ar trebui să putem să le încălzim ca să obținem un bonus. Mi-a dat un pic de mâncare acolo. Uh, cred că știi ce? Hai să ne facem... Uh, e cafea. Hai să ne facem un pic de cafea că... Nu prea stăm bine cu energia și eu am gânduri mari pentru reparatul de hainuțe și toate cele. Ok, să bem cafeluța asta. Bravo, perfect. Ok. Și cred că mă interesează să le mai uh, rezolv și pe asta. Deci, momentan, cât am zis, porcine bine 600, tomato sub 3, ai, ai tomato sub 300, da? 300. 300 rece la tomato sub și să vedem după ce o încălzim. O deschidem momentan cu desfăcătorul. Să vedem încălzită de la 300 dacă ne crește mai sus de atât. Nu, dar n-am băut cafeaua aia. A, n-am băut mai. Ok. Cred că. Nu, tot 300, numai că o să ne încălzim. Ok, bine, lasă așa. Uh, bun. Hai să vedem ce putem să mai reparăm. Dacă mai putem să mai reparăm ceva, ziceam. Unde știți la astea, hai să începem să le harvestuim. Mai trece un pic de timp, dar nu se supără nimeni. Ok, mai departe, next one. Harvest. Luăm dinile pânză, ne mai scade din greutate, eu zic că facem un lucru bun. 31%, 40%, 54%. Deja asta au calități mai bune, numai că nu am ce să fac cu ele. Ok, hai pe asta -o iarăși să dăm harvest. Ok, pe aici ceva interesant, 0.8, zici tu că ar fi 0.8, uite asta am putea să o reparăm, cu un pic de pânză, perfect, 100%, 2, 2 grade MP+, plus. perfect, bun, asta 0.8, foarte puțin, calitate 82% totuși, dar... Dar nu o ne ajute cu foarte mare lucru. Bun, hai să ne băgăm aici să descompunem. Așa, hai să vedem mai departe. Ce mai avem pe aici? 1 grad, 0,5 grade, 0,4, 0,3. Lăbuți, my friends, 10 minute Da, 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 lasă mâncarea. mâncarea e pentru oameni Ok, mamă, deci asta e la limită. 88 calitate versus 91. Și... Deci uitați-vă care mai bune toate astea staturile. Ia mai să încercăm să reparăm pe asta. 88. Hai să vedem dacă ne uce la 100%. asta. La Bravo, 100%. Și acum, teoretic, ă, stai mă. Bine, temperatura e identic, dar are bonusuri pentru restul de, vedeți? Contra vântului, contra apei, contra până și armura are un pic mai mult. Foarte tare, deci uite că am făcut un lucru bun acolo. 99% aici, 100%, 93%. Cât eram? Deci 1, 0.4 Bine, dar asta nu știu Nu stai scuze, așa vreau Sau așa Era armura mai bună aici, numai că Temperatura, bine e și 30% Am putea să încercăm să îi reparăm pe ăștia, să vedem dacă sunt mai buni decât Hai să vedem Deci 30% și o să trebuiască să i reparăm de vreo două ori Ok, am reparat o dată, ne-am urcat la un pic acolo, hai să vedem. Armură mai bună, cu temperatura tot la... Ok, mai reparam o dată. Să vedem la un... Cât e? 96% sau ceva genul, dacă reușim. Bravo, 96%. Ok, uite. Deja sunt mai buni și armura, și contra vântului și contra de toate. Perfect. Bun, bun, bun. Ok, și ăștia putem să i uh, transformăm eventual. Deci au o calitate foarte bună. Asta e buba. Dar noi am putea să-i lăsăm la acolo, la locul lor. Na, ce pot să zic eu acum. 0205, hai să vedem astea de 02. Nu, ăștia au calitate contra apei. Am neaparat mai bine.

Deci rece, practic nu ne-a crescut deloc foamea, măi, ești nebun? Deci avea 300 de calorii. Ok, bine de ținut minte treaba asta. Chocolate bar. Condensed milk. Ce-am ce -se? <gurătă> -se> Asta ar trebui să ne dea destul de multă mâncare, nu? Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite! Jumate, ești nebun! Foarte tare, tot respecte. Bun, revenim la ale noastre cu crp ziceam de crp 0503, da? Deja e, pa, perfect, 90%. Where, my friends? Lână, lână! Ok, și ăștia au foarte multe încălțări. Bine, încălțările astea noi am putea să le transformăm ca să ne dea piele de la ele. Cure leather, știți? Câtă-mi ia, mă? O oră și 15. Du-te, pana mea de Bun. Ok, mai avem un pic de lumină. Vrem să vorbim cu, cu Ana Mare? Nu pot să mai stau aici. Prietena mea este aici și are nevoie de ajutorul meu. Prietena mea este acolo și are nevoie de ajutorul meu. spune cum să o găsești și te voi ajuta să pleci de aici. Mai rămâne un singur lucru de făcut trebuie să o pui la odihnă. Nu o sa renunzi la ea încă. E o fermă pe vara de cealaltă a satului. Vei găsi o cheie la, de la banca Știi Știți că aveam nevoie de niște... Aveam nevoie de niște cheițe? La banca Și atunci vei înțelege ce s-a întâmplat cu ea. Ferma? banca ce au asta de a face cu prietena mea? Au lăsat-o, nu-i așa? Avea nevoie de ajutor și au lăsat-o să meargă. Ok, ca să înțelege ce se întâmplă. În bancă, acolo vei găsi răspunsurile. Acum du-te. Bun, ca să înțelegi ce se întâmplă, în momentul de față, Coana Mare nu vorbește despre prietena noastră, da? Cam asta ar fi ideea. Coana Mare, în momentul de față, vorbește despre altcineva, despre o altă altcineva. Mă rog, până în altă, hai să -i punem niște întrebări pe aici. ea a fost acolo la autobuz, sunt sigur de asta. Cum de știi că a trecut pe acolo? E ca și cum ar fi lăsat un semn pentru mine, o, un cuvânt, perseverență. O lume din zilele vechi. De ce ar scrie asta? Nu știu. Poate că a vrut ca eu să nu renunț. O să se aduc aminte să nu renunți. Trebuie să însemne ceva mai mult. De ce? Pentru că însemne atât de mult pentru ea? Nu. Pentru că a scris cuvântul ăsta în propriul sânge. Este un oraș de parte către nord. Se cheamă Perseverance Mills. Poate că îți arăta calea. <laughs> Dacă Perseverance, corect. Perseverance, means, cum ajung acolo? Nu mai este nicio cale acum. Uh, cu mașina, poate, pe picior. Uh, Nici o cale pe care să o știe cu Ana Ok, hai să întrebăm de asta cu boala. Pari uh, distrasă. Obosită. Ești în regulă? În bătrână. Câteodată mintea mea o ia razna străine. Trece către alte locuri, alte timpuri. Mă gândesc la ea, singură și um, înfrigurată. Vorbește despre prietena mea? Ar fi trebuit să o ajute. Asta vă zic, că nu vorbește despre prietena, despre Astrid. Bun, hai să întrebăm de fermă. Ai menționat o fermă. Da, pe partea cealaltă a orașului. Uh, vechea fermă Barker. Barker. Da, un hoț... Și un mincinos. Corect. O să vezi. Bun, hai să întrebăm și despre bancă. Spune mai multe despre banca asta. Uh, banca de pe continent. niciodată nu a avut ce căuta aici. De obicei, băncile sunt destul de sigure. Nu sunt sigur că o să pot intra. Bam! Ba, văzut că am intrat. <laughs> uh, ramura asta a băncii s-a închis acum uh, ani de zile. Uh, cataclismul a luat totul. Și ce faceți pentru bani? Câțiva dintre noi încă mai folosesc hârtiile vechi. Sau pur și simplu troc. Nu am mai văzut bani de hârtie de ani de zile. Ce ar mai fi putut fi lăsat de valoare în bancă? Cu întrebări în loc să găsești răspunsuri. Acum i-am adumi cutiuța din bancă. Apoi totul va fi clar. Bun, deci... Uh, să văd ce pot găsi. Deci asta vă ziceam că nu vorbește despre, despre Astrid, vorbește despre altcineva. O iau un pic razna, săraca. Ciorbiță! Bagatati tati. 600 de calerii. I want, I want. Însuși -i ciorbiță! Bun, noi că am trebuit să ne vadem și ce ai o cafeluță de fapt. Um, cât e? Nu mai e foarte mult. Hai să fiți atenți, hai să vedem ce putem lăsa la bancă. Primul și în primul rând. Pentru că suntem destul de grei. În momentul de față avem 34 aproape cu 10 kg mai mult. Uh. ok, lupul asta acolo își voi de el de treaba lui. Nu ne interesează de el. La bancă e doar intrarea asta, corect? Așa, Acum, eu bag de seamă că... Ferma... Da, e departe mult de tot, mult și bine și vine noaptea. Da, deci o să cu la fermă cumva să ne ducem dimineața să ne noptăm la Coana Mare și dimineața să ne ducem la fermă. Bun, mai friend, aici mă interesează foarte, foarte tare să-mi las prostioarele. Uh, sigur, 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 sigur... Ah, uh, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Așa pe noi îi păstrăm la noi, că avem ce facem cu ei. Asta am zis că nu-l mai avem pe noi. Bun, și cred că în rest asta eventual. Bun, așa, de mâncare putem să păstrăm totul la noi, nu zic nu. Aici, ranga, putem să păstrăm muniția pentru asta, nu cred că avem nevoie. Astea nu știu cum se combina ele ca să dea ulei aici la lampa asta. Bun, de aici putem să lăsăm pielea, penele. Uh, putem să lăsăm și ciupercuțele astea, sigur, de ce nu? Că momentan nu avem nevoie de ele. Așa, aici, aici o să fie nasol, că transferăm toate alea. O un kill și un pic cu care nu avem ce face. Putem și bețele la adică să le transferăm pe toate. Așa, pânza e bună să fie, bandajul e bun să fie. Uh, Painkillers, Poate să rămână 1, el așa să rămână să fie. Ok, hai să vedem ce mai e pe aici, ce am putea lăsa 26 de kg din 20. Bă, sunt multe prostioare. Ce cântărește mă atât de mult mâncarea? Cărțile, mă. <laughs> transferă toți, ok. Ziare, transferă, lemne, da, te rog. Și tot 23 de de mine. A, știu mă de ce, nu mă, că suntem obosiți, mă. Bun, hai să ne odihnim. Hai să ne odihnim. Bă, sigur, stai așa. Vreau uh, ceai, un ceai, gata, ca să putem face un ceai. Mergem, ne odihnim și după aia mergem la, la fermă, că nu are rost să ne băgăm așa ca nebunii. Hello, my friend, how are you today? Ce chestia, nu tu acolo. Bagă mare, bagă mare. Mergem noi frumos de unde din Trece noaptea asta peste Și după aia o să avem și posibilitatea să cărăm mai mult. Deci poate avem și o supiță dimineață. Nu zic nu. Așa, tati. Bag aici. O ce iuțo. Ok. Ne ducem sus lângă pătuți. Bem ceiuțo. Ne băgăm la son. 9 ore full. De ce mă simt atât de obosit, spune el. Nu știu nici ce au tras de mult timp, nu cred. Cred că ai alergat. Ok. Și acum bineînțeles că ne este... Ai, serios! Bă, mai trebuie să mai dormim un pic. Păcă. Uh, ok, hai să bem asta și să mai dormim vreo două ore, așa că ne-am culcat prea devreme, pare să. Două ore? Cred că două ore e suficient. Ne-am culcat prea devreme, n-am realizat. Da, era fis, pe. Tăia... Da, mă rog. Nu mai Hai să vedem dacă cu Mare ne-am făcut și noi aici o ciorbiță. Ai mă, ai mă, bă, de ce ești mă, mă De ce nu m-a ajuns mai și pe mine eu, cu o ciorbiță, o chestie acolo, o treabă. Bă, bă oameni râi, n-am văzut bă, așa ceva, bă. Bun, a, cred că am putea să ne facem pe jur de tot un, a, o cafeluță de dimineață așa. Nu cred că ne strică o cafeluță. Bun, bagă te frumos aici o cafeluță. Că e bună la casa omului o cafeluță. Ok. Și a... Dar că am trebuit să mergem este. Hai să vedem să ieșim din casă, să mă bestem zilele acum, dar nu ce să fac. Zim te rog frumos că măcar pot să car mai mult, vreo 30 de kg. Este mă, este mă. Ok, my friend. Deci noi suntem la coana mare. What? Da, nu am nevoie de cheița aia, măi. Probabil că aici mi-arată că, uite, trebuie să te duci să iei nu știu ce-mi arat acolo. Îmi zici tu pe aici? Să-și dă minte o formă fără safety deposit. de Da. Probabil că ne arată... Tot. Nu. E un iepure aici, îl vedeți? Nu știu dacă voi îl vedeți. Bă, știi ce? Lasă iepurele. Hai să mergem noi fain frumos aici cu luminița asta noastră. Vin în eric. <laughs> uite mă, combustibil, ne arată acolo combustibil sus. Păi și cum umplu mai combustibilul ăla, că nu realizez. Că noi avem, avem la noi în inventar, deci eu am aici. Nu, nu, unimă. Uite, uite. Cum fac? Actions, actions. Refuel, mai. Serios, doar de acolo? Dar nu aveam la mine asta, nu? Și acum mi-au dispărut uh, cele două chestii mici cu care... Da, mă, mi-au dispărut alea, mă. Bun, bun. Și acum am văzut și o altă chestie interesantă. Am văzut faptul că... Băi, stai, suntem pe direcție, ce bună. Pe aici da. Uh, și am văzut și faptul că putem să reparăm uh, lanterna cu... Bucăți de metal. Acum știm și noi la ce să folosesc bucățile alea de metal. În sfârșit. Se pare că am supraviețuit încă o noapte. E ca să vezi incredibil, nu vine să credești. Magnific, my friend. Mamă, e joacă foarte tare să mai întâlnim un alt om așa. Pot să-l ajut cu ce vrea el, numai să aibă foc, mă. Să aibă foc infinit, atâta vreau de la viața asta. Să nu mai stau ca tâmpitul să încerc să fac eu focurile. trebuie să stăm cu și pe... Ok, deci aici am trecut de pod. Corect. Deci suntem cât de cât în direcția bună. Uneva pe dreapta, să înțeleg eu că mai sunt niște căsuțe mici, poți prova niște... da seama. E și întuneric și e și zăpadă. Alea pietre. Uite, cu coada ochiului așa, văd niște un hambar ceva. Ok, dar nu, hai să mergem la căsuță, hai să mergem la căsuță, că acolo cred că ne, ne e de bine. Pom, 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 pom. Ha? Gardulețul ăsta, dacă îl urmăm, poate ne duce unde trebuie? Aș foarte tare să sting lanternuța eu mai văd o căsuță pe acolo, dar nu-mi dau seama dacă... Nu știu, uite, da, hai Cred că e direcția cea bună. Barker House. Barker ceva? Că nu văd. Nu e. Ok, deci... Uh, Paradise Meadows Farm. Unde e casa? Care e casa? Asta e? Asta pare să fie un hambar. Păi, unde e mă casa asta? Am cotit așa, la stânga pe aici, undeva ar trebui să fie, nu? E o cocioabă îndrăpânată? Asta? Cheia e pe aici puneva. Dacă zici tu... Mă pune să caut pe lângă casă după cheie, uitați-vă și voi, uitați-vă și voi. Păi și pe lângă casă sau trebuie să mă bag într-una din... <sus> E friga, nu e mă frică, nu vezi că ți-e, ție numai bine. Uuu, lemne de foc, niște mânușițe de lucru, 51 asta calitate. Ok, ok, ok. Vezi e ceva interesant, nu știu ce e rezervorul ăsta, ce e cu el. Ok, avem aici niște ciupercuțe. Iar am uitat pentru ce sunt astea bune. Stai mă când ne zice așa, mă, așa, antibiotic, mă. Deci dacă nu mai avem... Uh antiseptic sau mai știu eu, ce putem să bem asta contra infecțiilor ca să nu ne trezim cu probleme. Ok, ceva pe aici, avem niște lădițe, avem o mașinuță, ceva în, în mașinuță. Nici măcar motorul nu pornește, de parcă ar trebui să pornească motorul. Da, chiar de curiozitate. Că noi putem să deschidem și asta. Da, are bateria acolo. Bun, păi atunci mergem în direcția asta Către hambarul ăsta, să vedem aici dacă găsim ceva interesant sau nu Avem un tractor Un Ford să fie, oare? Putem să intrăm? Oh, să intru un tractor, ești cu capul? La fel și... da, îi zice camion, nu e tractor. Sau în engleză poate că nu există cuvânt pentru... Ba nu, că e tractor! Este exact tractor, e cuvântul tractor Ok, ceva pe aici. Asta pare să fie un diesel ceva. Mă aștept să fie un lup aici în interior. Ok, și mi-a rupt. Ce mi a rupt, mă, animalule? Ok, nu a distrus... Nu a distrus nimic. Aici, 45... 44... Ok, mi-a nenorocit câteva și care că veni vorba câteva sunt și ude în momentul de față. Ok, deci un ne simțit acolo. Ia uite aici un om mort. Uh, știi ce? Tu a... Apri... Băi. băi, 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 Aprinde asta. Holy shit. Am murit din asta aici. Ok, avem cheie. Lockbox key. Uh, bun, deci am găsit cheia de la de acolo de la căsuța de la bancă, dar eu vreau și cheia de la casă, man. Ia atent. Eu capcana pentru cheie purma. Foarte tare. U, încă o toporișcă. Încă o toporișcă. I want 79%, nu? Bă, ce e mai bună zic avem noi. Lemne de foc, cutie... 27 de minute... Bă, în frigul ăsta, sincer, nu mă încântă. Aș vrea să intru în casă, dar, vreau... n-am cheia de la casă, Man. Cum aflu eu o cheia de la casă? O remorchiță, asta cred că și în Farming Simulator am văzut-o. Asta nu văd ce acolo. Ok, să ne uităm un pic. Este e așa în partea asta. Ar trebui să fie pe aici pe undeva două căsuțe. Mă duc atâmpitul, nu văd. De deci ce la gardul? Așa, deci avem aici un ham... un silos, de fapt. În care nu cred că pot să intru. Risc de hipotermie, deja magnific și îmi scade din viață, presupun. Ok, pe aici ceva? Nu. Pe aici pe sus ceva? Nu. Nu vrei să te pui jos deloc, taci din gură, ca nu mori. Calma-te. A, ok, deci astea nu sunt... Bun, bun, bun. Mă gândeam că poate sunt... Na, nu știu, nici nu știu cum să vă zic. Bun, pe păi și atunci ce facem? Mai să ne gândim. Să trebuiască să mergem înapoi, că cheia de la casă Sau să căutăm un pic mai bine pe acolo Poate, 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 poate E cheia undeva super aproape Și sunt eu chior Că ar fi bine să intrăm în casă, să scăpăm un pic de frig Mama e de furtună, frate E ține-te de băgar, ține-te de băgar, Sky, că... Așa, deci ăsta e hambarul principal. Un e cheia? Un e de cheie? E posibil să fie pe aici pe neva. <gângh> Pot să fac? Curgat și Climud. Ho, <gângh> oh, oh. Oh. Deci aici nu era corect. Pe jos pe așa vreo cheie pe neva pe aici nu era. Nu. Ok, aici, undeva, ok. Nu, asta pot să o sparg la o adică. Able. Scaun. Botonul ăsta cred că nu face absolut nimic, sincer. E pe undeva pe sus, mă? Dacă și foamea. teoretic ar trebui să fie ascunsă cumva. Mă gândesc să mai mă duc o dată la, la camionetă și să văd, Eu aș spera să fie de o culoare diferită. Ca să-mi în evidență, să-mi în ochi. Ia mă, ne uităm așa de la deportare. Vi se pare voi ceva că ar să fie ok pe aici pe undeva? Unde să mă nene? Nu știu, azi mai uităm o dată în camioneta, că parcă, parcă văd că e uneva acolo în camionetă și eu ca Chioru, nu... Poate asta? Nu. A, ia mă! Ba, nu, că m-am uitat sus. La chioren, mă! Că eu vă spun. Că eu vă spun. Fix în fața nasului. Când ai nasul mare, nu, e greu, e complicate. Bun, deci am făcut rost de cheia de la bancă. Așa, bun, am făcut rost de cheia de la bancă, dar cred că nu de la cheia de la care trebuia. Din câte îmi zice asta că cheia trebuie să fie pe aici pe Ei, mâncare, my friends. <gasps> și Hits! I love you long time. Da, 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 da. Ok, ce avem pe aici? Fii atent că avem și o heinuță. Okay. Ski jackets. Sintetic material. Windproof. Nu foarte bine izolat. Mă naibă. Oh, ho, ho! Design to un rocky terrain, leather, upper and heavy rubber sole. Bă, cât de bune o fi Too heavy. Prea greu deja, Okay. Ha? Ok. Hai să vedem și aici. Dragilor. Oh, un cu lanternă. Nu ne trebuie să vă zic că la revedere. Mamă, deci câte cărți. Uh, vă mulțumesc foarte mult că ați stat alături de mine până acum. Uh, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Atât, mă! Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!